La 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 Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Opriți timpul! Mulțumesc colegilor noștri, balerinii de la Unodance, în coreografia prietenului nostru, Silviu Popa. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, stimați prieteni, mulțumesc frumos! Protagonistul care va opri cu siguranță timpul astăzi alături de mine și de noi toți este unul dintre artiștii de mare valoare ai scenei populare românești și nu numai. Glasul său inconfundabil și repertoriul autentic îl fac să strălucească pe toate scenele. Spune despre sine că are emoții de fiecare dată când se află în fața publicului. Îl anunț că nu e singurul, lucru care denotă sensibilitate, dar mai ales respect față de cei care îl admiră și îl aplaudă. Ne bucurăm din inimă, ne onorează cu prezența să putem avea astăzi ocazia să-l aplaudăm și noi în platoul emisiunii Opriți timpul, doamnelor și domnilor, pe Dinu Iancu Sălăjanu! Bine ai venit, Dinu! Bine v-am găsit! Dinu ne-a făcut bucuria de a veni astăzi însoțit de către o echipă de dansatori extraordinari, și anume ansamblul profesionist Porolisum din Zalău, pe care îi vom aplauda și vom avea alături de noi pe parcursul întregii emisiuni. Vreau să invit deja în platou. Poftiți, copii, poftiți. Un buchet de tineri frumoși. Asta sunt. Da, le mulțumesc foarte mult că au făcut efortul pentru a ajunge aici. Pentru că am dat numele acestui ansamblu. Știu că tu ai fost și directorul și fondatorul acestui ansamblu. Vom vorbi despre toate astea un pic mai încolo. Mi se pare corect să mulțumim împreună, cel puțin noi ca echipă, domnului primar al municipiului Zalău, domnului Ionel Ciunt. Ionel Ciunt, actualul primar al Zalăului. Pentru sprijinul acordat, pentru deplasarea ansamblului la București. Vreau să știți că au călătorit toată noaptea de la Zalău, au străbătut țara și astăzi vor sta alături de noi și vor juca atât cât îi mai țin puterile, și iată că tinerețea îi ajută, e de partea lor. Vă felicit că ați venit până aici și vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut. Dinu, am să te rog să deschidem emisiunea cu un cântec. Bucură-ne cu ceva, după care o să luăm loc și o să povestim. Cu mare drag, mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, Dinu Iancu Sălăjanu! Bine, că-s cu frații lângă mine.
aici, cânt aici, mi bine, că-s cu frații lângă mine. Codru-i cu rămurele, eu-s cu frașii surorele. Codru-i falnic între munți, eu-s cu frașii mei părinți măi. Oi cântam, oi veselii măi, pe lume cât oi trăim măi. Oi cântam, oi veselii măi, pe lume cât oi trăim măi. De mi-o fi bine sau rău, oi cânta cântecul meu măi. Să-mi ajute Dumnezeu să fiu tot cu neamul meu măi. Veselos, măi, că-i viță de om frumos, măi. Neamul meu-i veselos, măi, că-i viță de om frumos, măi. Om frumos cu suflet bun, poți să pleci cu el la drum, măi. Om frumos cu graiul dulce, să-l asculți unde-ai ajunge. Dragul meu, unde-am venit, cu cine m-am întâlnit, măi. Am intrat cu voie bună să petrecem împreună. Mulțumesc tare mult! Să știi că și nouă ni-i drag că ai venit la noi. Mulțumesc frumos membrilor ansamblului Porolisum. Mulțumesc frumos! Pe Dinu am să-l rog să ia loc alături de fotoliu roșu, care este al meu. Te rog să iei loc. Iar eu, între timp, vreau să amintesc telespectatorilor noștri, noul nostru sponsor este firma Trisilvania, care oferă la fiecare ediție câte un cadou invitatului nostru principal. Iată această frumoasă canapea, este doar o mostră a producției acestei noi firme de mobilier intitulată Trisilvania, pe care ne face plăcere la fiecare emisiune să vă arătăm pentru a vă stârni curiozitatea de a intra pe site-ul www.trisilvania.ro și de a admira și alte produse ale acestei fabrici românești. Iar acum mă îndrept din nou către Dinu Iancu Sălăjanu, pe care mă bucur că îl revăd sănătos și falnic ca un adevărat român ce este. Încă o dată bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Mi-a făcut mare plăcere și sper să mă descurc bine, pentru că am emoții. Am urmărit de multă vreme emisiunea și mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc frumos! Și îmi place interlocutoarea foarte mult. Mi-a plăcut... Mulțumesc foarte mult! Îmi face mare plăcere. A fost un model pentru mine, pentru că i-am urmărit cariera și întotdeauna am găsit lucruri care merită reținute și merită urmate. Îți mulțumesc foarte mult! Aș vrea să mă ajuți să-ți fac un portret așa cum se cuvine. Un portret de familie, o să vedem din când în când și fotografii. Din câte am citit, sigur că ți-a plăcut de mic să cânți și muzică populară și muzică clasică. Dar pentru că fratele tău ți-a cumpărat un acordeon, ai început să cochetezi cu acordurile populare. Știți cum este? M-am gândit de foarte multe ori la destin și eu... Am început să cred în destin. Toată lumea spune că destinul și-l mai face și omul. Probabil că ne urmăm destinul și credem că influențăm destinul. Nu știu, eu această percepție o am asupra acestui lucru. Mi-a plăcut muzica dintotdeauna și asta m-a bucurat, pentru că muzica îl consider un balsam pentru sufletul omului și te însoțește atunci când ți-e mai greu. E o mare bucurie pentru mine să pot să cânt. Nu mi-am imaginat niciodată că o să ajung un om care să cânt și să fiu respectat și iubit de milioane de oameni din această țară. Ce poate fi mai frumos? Să pornești de la țară, dintr-o familie normală, cu nevoi și cu bucurii,
și să ajungi un om care ai mai mult decât ai cerut, adică dragostea oamenilor. Vis-a-vis de muzica populară și muzică clasică, mi-a plăcut întotdeauna să ascult muzică clasică, bineînțeles că la început n-am putut să cânt, dar mi-am dorit să pot să cânt muzică clasică. Am urmat școala de muzică, vorbesc de facultatea de muzică, am cântat muzică clasică, cânt cu mare drag, dar probabil că destinul nu m-a îndreptat spre acea latură a muzicii. N-am avut, nu știu, destul ambiție sau n-a fost dorința atât de mare încât să mă duc să cânt muzică clasică. Și asta o pun pe seama destinului. Cu toate că nu e târziu, și astăzi mai cânt muzică clasică. O să am un spectacol la Craiova, în Bărbierul din Sevilla, o să cânt un rol de muzică clasică. Ce dar, rol, că este opera mea preferată. Da, eu o cânt Basilio. Sigură. Să știi că Bărbierul din Sevilla este opera mea preferată. În primul rând, pentru cei care nu știu, pentru telespectatorii care ar dori un spectacol de operă ușor, ăsta este ideal, pentru că este scenariul, libretul operei este o comedie, este o operă bufă, scrisă de un compozitor care a fost la rândul lui toată viața bogat, a mâncat bine, a trăit între prieteni și a scris muzică veselă, domnul Rossini, un italian haios, să-i spunem așa. Și vă recomand această operă, ori de câte ori aveți ocazia și se joacă undeva, mergeți să o vedeți pentru că o să plecați relaxați. În primul rând, muzica e superbă, e o comedie, e cu chiproco, are toate calitățile unei comedii de arte pe muzică de operă. Și acum, pentru că a venit vorba de domn Basilio, domn Basilio este profesorul de muzică al unei tinere închisă în casă, pe care un bătrân ursuz vrea să o ia de nevastă doar pentru avere. Și domn Basilio cântă, cum e asta? La Calunia e un venticello, un aureta, și așa mai departe. e una din ariile foarte comice. Bun. Să ne întoarcem la Dinu Iancu Sălăjanu. Vedem o fotografie care este emoționantă. Probabil că bobocelul acela în sacou erai chiar tu, cu băscuță și da, cu pantalonaș. Vai, ce drăguț! Mi-aduc aminte de acele vremuri, de mama mea și de bucuria pe care o aveam întotdeauna când o priveam. Din păcate, de 3 ani mama nu mai este printre noi. Dar am amintirea ei în sufletul meu și mă bucur tare mult că mi-a cunoscut pe cei 3 copii, i-a cunoscut bine, i-a iubit și ei întotdeauna când mergem la țară își aduc aminte cu plăcere de locul unde stătea mama și de darurile pe care le făcea copiilor mei. E un sentiment de împlinire pe care, adică cel mai scump sentiment de împlinire pe care l-am, pentru că mama dintotdeauna și-a dorit să mă vadă fericit, să am copii, să am familie frumoasă și Dumnezeu mi-a dat asta. Și a apucat să le vadă. Da, și s-a bucurat foarte mult. Prima fetiță, Ana, a început să umble în fața casei noastre de la țară și mama a fost acolo. Și ea fiind bolnavă de multe vreme, a avut Parkinson, o boală incurabilă, mi-a spus, îmi doresc să o văd pe Ana umblând în picioare și a văzut-o la ea în curte. Pe urmă s-a născut Maria. Și n-am mai zis nimic. Și la urmă s-a născut și Luca și l-a văzut și pe el, un copilaș minunat, al treilea, care mergeam la țară, dumneai era mai în vârstă, era puțin mai transformată și era frică ca nu cumva copiii să se sperie, că ea mai tremura și așa. Nu, o iubeau din tot sufletul lor, sim, de mici, nu le era frică de ea, nu le era rușine de ea, o îmbrățișau, o țineau în brațe strâns și a fost o bucurie mare pentru mine. Dumnezeu să o odihnească și nu mă îndoiesc că știi că ea te veghează de acolo de unde este. Eu sper să fie așa. Vreau să vă spun, a fost cea mai importantă persoană pentru mine, pentru că mama este numai una. A fost o persoană care a avut încredere în persoana mea, în personalitatea mea, în darul pe care mi l-a dat Dumnezeu și întotdeauna a avut doar cuvinte care să mă încurajeze și care să mă facă să mă duc înainte cu credință. Ce frumos! Sunt câteva lucruri importante de spus despre Dinu Iancu Sălăjanu în afara unei cariere respectată de toți românii. El a început să cânte la 16 ani și de atunci a știut că asta își dorește
să facă în viață. A urmat cursurile Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, unde a devenit profesor de canto. Îți place meseria de dascăl? Am profesat puțin, doar 2 ani de zile. Am fost la Universitatea din Oradea, dar nu am timpul necesar ca să fac asta și eu am o teorie a mea. Spun că înainte de a fi profesor, trebuie să profesezi. Ca să poți să spui oamenilor lucruri de importanță capitală pentru viitorul lor, zic că trebuie să ai tu o experiență pe scenă, încât să le poți împărtăși din experiența ta și să vezi problemele cu care se poate confrunta un tânăr. Eu am cântat prea puțin muzică clasică, așa că nu cred că o să fiu profesor de canto. Eu am terminat canto și secundă e profesor de canto. Minunat! Oricum, e bine să știi că ai o meserie în plus, chiar dacă o profesezi, chiar dacă nu. Probabil că deja le-am influențat destinul sau am fost folosit ca să-i ajut în destinul lor pe mulți copii. Și eu sper să trăiesc cel puțin 90 de ani și așa la final încât să pot să împărtășesc din experiența mea și altora. Dinu, am să te întrerup puțin, pentru că au sosit 2 invitate ale noastre, ale tale, de fapt. Ale noastre, e foarte frumos. Da, așa, și vreau să le salutăm împreună. Cu mare drag. Uite-le că au sosit. Sunt atât de frumoase. Așa, doamnelor și domnilor, Andreea Voica și Monica Angel. Bine venit, Andreea! Bine v-am găsit, mă bucur tare, tare mult să vă văd și mă bucur să fiu alături lui Dinu într-o zi atât de specială pentru el. Așa este. Am să te rog frumos să iei loc, alegeți unul din scaunele albe. Așa, pe Monica o oprim aici pentru că ea este invitatea ta și eu trec în partea asta. Bun găsit, dragii mei, bun găsit, Corina, și bun găsit, Dinu. Mă bucur tare mult că astăzi îl sărbătoriți pe Dinu Iancu Sălăjanu. Și mă bucur la fel de mult că și-a dorit să fiu printre invitații lui și faptul că voi m-ați chemat, mă simt onorată. Noi te-am chemat fiecare duminică, dar zic hai la 2, hai la 3 duminici. Vin de fiecare dată cu aceeași plăcere, dar cu atât mai mult pentru Dinu, pentru că astăzi îl sărbătorim pe el. Îl apreciez extraordinar de mult, ca om, ca artist, ca prieten. Este un om cu totul special. Așa este. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc frumos. Contează enorm pentru mine să văd oameni de mare valoare că vin într-o emisiune care vrea să îmi facă un portret frumos și să mă sărbătorească. Pentru că meriți. Mulțumesc frumos. Știți unde ne-am cunoscut? Normal. Într-un spectacol în America, unde am văzut-o prima dată pe scenă pe Corina Chiriac, pe Monica Angheș și pe Marius Țeicu. Oameni care mi-au plăcut întotdeauna și care m-au fermecat întotdeauna. Făcut 58 de ani de cântec. În rest, fiecare pune cât vrea, pentru că eu duc. Ani nu s-a din buletin, să știi, mai zic așa, nu mă uit în buletin să nu strâng ziua. Dar... Bage dragul pentru cine, lai la 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 la, numai cine rămâne, lai la 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 la. Am văzut-o pe scena căminului nostru cultural pe Sofia Vicovean, că mi-am împlinit visul acolo. Eu o bat un pas înapoi, ce joacă bine fata mă, ce zine bine scâncăraș, că t-a lăsat în șoraș, zâmbă! Vă rog frumos, dați-mi un bilet la Cluj. Nu avem la Cluj. Atunci dați-mi unul la Baia Mare, ca să fiu scurt. Păi nu avem nici la Baia Mare. Dați-mi, vă rog frumos, unul la Satu Mare. Domnule, n-avem, să uite acolo. Păi dați-mi atunci la Oradea. Domnule, dar dumneata, unde vrei să mergi? La Zalău. Nu ai calul, ai căruță. Nu ai calul, ai căruță. Să mă duc la mea mândruță, mândra mea, draga mea. Să mă duc la mea mândruță. Mulțumim frumos, Dinu. Dacă nu te superi, eu am să te invit să iei loc și am să-ți o răpesc pe Monica. Abia aștept să o aud ce spune și ce cântă. S-ar putea să vorbim ceva care nu trebuie să auzi. O să vedem cum o să fie. Așa. Monicuța, eu mă bucur mult că ai venit și să știi că și eu la rândul meu te urmăresc întotdeauna, cu drag, cu plăcere. Și chiar dacă nu
vorbim foarte des sau nu, îți dau toate like-urile pe care le meriți, tu le ai în sufletul meu. Tu știi asta. Corina, știu lucrul acesta și îți mulțumesc din tot sufletul meu. Eu sunt alături de tine. Toată prietenia ta. Cu drag. Care știu că este acolo. Este în sufletul tău. Sunt în sufletul tău și în mintea ta. Și îți mulțumesc din suflet. Din fericire, noi avem genul acela de prietenie. Nu trebuie să vorbim săptămânal, dar atunci când una sună, cealaltă intră imediat în priză. Eu îți doresc să fii bine. Doamne ajută, Doamne ajută. Să mulțumesc fii sănătoasă. Din suflet. Mulțumesc frumos că ai venit. Mulțumesc și te invit și să ne mult. Cânti. Mulțumesc din suflet. Monica Angel! Și uneori vreau să zbor.
Monica Angel! Vreau să o asigur pe Monica că cineva acolo sus chiar o iubește. Doamne ajută! Mulțumesc din suflet și am convingerea că pe fiecare dintre noi ne iubește acolo sus, Doamne, Doamne, pentru că ne-a dat viață. Și pentru că are grijă de noi, de unii care sunt încercați mai mult, de unii care sunt încercați mai puțin. Lasă că o să fiu bine. Așa e? Trebuie așa să fiu bine. Monica Angel, mulțumesc frumos, iubita. Eu vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult. Mulțumesc, you know dance. Mulțumesc frumos. Andreea, dă-mi voie să-ți spun încă o dată bine ai venit. Mă bucur să te revăd. Și cu permisiunea ta mi-aș continua povestea, prezentarea activității lui Dinu Iancu Sărăjanu. Sigur că mă vei ajuta și tu, pentru că sunteți colegi, dar rămăsesem la faptul că în jurul vârstei de 16 ani, dacă n-am greșit vârsta, Dinu a primit un acordeon, lucru care i-a schimbat întrucâtva, l-a pus pe făgașul muzicii populare, să spunem, pentru că nu cred că poți cânta la acordeon chiar orice gen de muzică, sau poți? Acordeonul a fost instrumentul care m-a făcut să mă apuc de muzică mai serios, dar nu neapărat sunt un acordeonist care să știu să cânt extraordinar. A fost un instrument cu care am putut să mă acompaniez și să mă susțin în meseria de solist vocal. Și acum o să mai vedem încă o fotografie. Ești frumușel de nu se poate, nu te-aș fi recunoscut aici neapărat. Brunet, cu ochii albaștri, un băiat frumos. Câți ani aveai în poza asta? Aici aveam 22 de ani. Un bobocel. 22 de ani, da. Să fii sănătos. Mulțumesc tare mult. Eram la începuturile carierei, aici aveam 17 ani, jucam în echipa de fotbal a clasei mele și a școlii. Aici aveam 23 de ani, eram în parcul central din Zalău. Pantalon alb de vară, da. Băiat elegant. Aici eram în armată, aveam 19 ani. Mi-a făcut mare plăcere că am făcut armata, cu toate că atunci n-am conștientizat, dar m-a format. Un an și 4 luni, am învățat lucruri noi care mi-au dat aripi în viață și m-au maturizat. Putem să oprim timpul uitându-ne la fotografii, într-adevăr este o idee. Nu odată, și asta îmi pare rău că mă repet, dar la o anumită vârstă te repeți. Îmi place să mă uit la fotografii, chiar și la fotografiile oamenilor pe care nu-i cunosc, pentru că mă duce cu gândul să mă închipui în ce moment al vieții erau, de unde s-au îmbrăcat, la ce se gândeau, ce au făcut după ce au ieșit din studio de fotografie. Uitați, îmi pare tare rău, nu îmi place să vă întrerup, dar îmi pare rău că nu am fost omul care să adun fotografii, să conștientizez că sunt atât de importante ca să-ți aduci aminte de locuri și de, exact, de timpuri frumoase și fericite. În schimb, dar acum, ăsta este un minus al meu. În schimb, acum toată lumea face poze frumoase, urâte, cum s-o nimeri cu telefonul, dar ne acolo oprim, rămân. Asta este. Eu aș vrea să rămânem, vă rog frumos, la fotografii, pentru că tocmai am adus una cu mine. Așa! Se întâmpla acum vreo 15 ani, când eu și Dinu am cântat împreună pe scena de la Cerbul de Aur de la Brașov. Știam că am acea fotografie și atât am căutat-o până am găsit-o. Aș vrea să vă arăt și dumneavoastră. Nu știu dacă fac drag, bine, pentru că atunci o să vă dați seama că eu la am cameră. Trecut de 30 de ani și eu și Dinu și n-aș fi vrut să vă dezvăluim acest secret, dar eu am așa puțin mai tineri acum 15 ani. Mi-aduc cu drag aminte de acele vremuri, pentru că atunci parcă aveam mai mult timp decât acum să socializăm, să petrecem împreună înainte de spectacole și după ele. Acum, din păcate, ne întâlnim în studiourile de televiziune sau pe scenă la vreun spectacol, dar telefonul ne ține aproape. Din păcate, Andreea, nu mai suntem atât de stăpâni pe timpul nostru, dar ar trebui, trebuie să ne promitem, că altfel nu putem să realizăm, să ne promitem să petrecem timp mai mult împreună și cu siguranță vom realiza asta. Nu, ne-a și reușit, pentru că am petrecut și o vacanță împreună. Dinul, da, cu familia, da, m-a vizitat la Timișoara și au și stat la mine o perioadă și ne-am simțit tare, tare bine împreună. De fapt, noi suntem prieteni și în afara scenei. Ca atare mă și aflu aici să-l sărbătorim astăzi pe bunul meu prieten și pe acest artist desăvârșit, Dinu Iancu Sărăjanu. Îmi face plăcere, mai ales că voi sunteți colegi la Suntem în Uniunea Artiștilor, da, Interpreți de Muzică populară, de folclor.
Suntem exact. Membrii fondatori acolo. Membrii fondatori, da. Faceți parte încă între membrii fondatori, mă bucur mult. Încă un lucru care ne unește. Mă bucur mult. Sigur că mi-ar face plăcere să te reascult cântând. Cu mare drag, de asta am și venit. O să te invit în mijlocul platoului. Mulțumesc frumos pentru Dinu, pentru dumneavoastră și pentru toți cei care ne privesc. O foarte frumoasă melodie de dragoste. Bage dragul pentru tine, numai cine rămățâne, dacă tot vorbeam despre tinerețe și despre opriți timpul. Te invit în mijlocul platoului, doamnelor și domnilor, ne cântă Andreea Voica! Mulțumesc ansamblului Porolisum din Zalău pentru prezența la emisiune. Mulțumesc frumos, Andreea. Te rog să-i loc. N-am apucat să te întreb ce face mămica ta, frumoasa Nicoleta Voica, bună prietenă de-a mea. Știu că vă înțelegeți tare, tare bine și mama vă iubește tare mult. Este bine, mulțumesc frumos, e acasă, probabil că se uită la noi.
O pupăm pe această cale, o îmbrățișez și îi doresc numai bine și de-abia aștept să o revăd. Stimați prieteni, iată că Dinu Iancu Sălăjanu ne prilejuiește întâlnirea cu mari nume ale artei interpretative românești. Invitata care urmează, invitata lui Dinu, este o enormă artistă, îmi place să spun o icoană. O icoană fără vârstă, un nume sonor al folclorului românesc, o artistă cu totul aparte, a cărei faimă a depășit cu siguranță de mult granițele țării și care ne face întotdeauna onoarea de a ne fi prietenă dragă și nouă echipei emisiunii Opriți Timpul. Și îți mulțumesc că ai invitat-o, Dinu, vino lângă mine să o așteptăm. Să o întâmpinăm, așa cum se cuvine, pe unica Sofia Vicoveanca! Bună ziua! Și bine v-am găsit! Bine ai venit, scumpa mea și frumoasa noastră! Cu dragă inimă am răspuns ceva nou. Mulțumesc. Și pentru tine, Corina. Ea întotdeauna vine cu un cadou. Ceva. Nu-i de arătat pentru că nu există în comerț. E ceva de suflet. Sunt poezii de ale mele pe care am zis eu la cei de să le reciți. Le-am recitat acolo. Ah, ce frumos! Am ales așa pe sprânșeană câteva. Ah, ce frumos! Nu, dau la oamenii dragi. Atunci cântăm? Te invit în mijlocul Mulțumesc. Platoului. Sofia Vicoveanca! Mulțumesc foarte mult, membrilor ansamblului Porolisum. Îi voi pomeni la fiecare participare pentru că au venit de la Zalău, călătorind toată noaptea. Wow, dar nu se vede. Nu se vede, exact. Eu mulțumesc, și eu le mulțumesc, Sofia, drag. Am să te invit să iei loc și să stăm de vorbă cu Dinu. Da, din toată inima. Aș vrea să
aflu câte ceva despre prietenia voastră. Povestea cu doamna Sofia Vicoveanca, când eram copil, pot să spun lucrurile astea, nu cred că doamna se simte stânjenită de acest lucru, că a trecut timpul frumos peste noi, peste toți. Stăteam și ascultam cu tata muzică populară și aveam trei preferințe. Sofia Vicoveanca, Ion Cristoreanu și frații Petreuș. Sofia Vicoveanca era tot timpul în topuri și se concura așa cu câteva soliste la locul 1. Întotdeauna țineam cu Sofia Vicoveanca, mi-a plăcut. De vocea dumneaei, pe urmă la televizor, când am văzut-o, de personalitatea și frumusețea cu care ne încânta. Și a fost unul dintre oamenii care m-a făcut să mă apuc de cântat. Wow! Deci au fost trei modele pentru mine. Toată lumea mă întreabă, cine ți-a fost model? Nu am putut și nici nu mi-am dorit să copii un model ca doamna Sofia Vicoveanca, dar pot să împrumut din dragostea pentru cântec și din dorința de a te exprima frumos. Doamna Sofia a fost un model pentru mine și este. Doamne, Dinu, n-am știut de povestea asta. Mulțumesc tare mult! Eu vreau să te întreb ce mai faci, Sofia. Eu? Acum, la început uite, de toamnă. Uite, pe 1 octombrie, știi că am făcut 58 de ani de cântec. În rest, fiecare pune cât vrea, pentru că eu duc. Ani nu s-a știut din buletin, să știi, mai zic așa, nu mă uit în buletin să nu strâng ziua. Dar... tocmai povesteam odată cândva la, ne-am întâlnit noi la o altă emisiune undeva și am zis, dacă mă uit bine, cred că pe colegii mei pe toți am legănat cu cântecele mele, cam așa. Și apoi am stat de vorbă puțin cu Dino. Am toată admirația pentru Dino, este omul vertical, omul cu atâta bun simț, cu ceva, aproape că nu-mi găsesc cuvintele să-l descriu pe Dino. Mi-aș dori să fie toți așa. Nu numai din domeniul cântecului, ci în viață. Un familist convins și apoi nu știu când ne-am văzut noi prima dată, dar ani în urmă erai director la Casa de Cultură din Zalău și acum tot acolo ești. Da, da. Bun, Doamne ajută. Mulțumesc. Și am făcut spectacol acolo la... Dar sunt ani mulți, eram tânără, știi că am fost tânără. Și acum sunteți foarte tânără. Dar nu mă dau că nu mai sunt în înregistrări, eu pregătesc un nou material. Deja, ce știi, bine, și ce bine. Paralel lucrez la alte minuni. Cineva foarte drag sufletului meu, un călugăr, mi-a dăruit un material, numai câte o strofă de colinde și alte cântece vechi. Eu o trebuit să stau în bibliotecă și să caut, să mă îndepărtez de ideea spusă în prima strofă. Acum, dacă o rândui Dumnezeu să le scol la lumină pe toate, deci 23 sunt în lucru, sunt deja am suprapus o parte din colinde. Ele. Nu colinde, nu, cântece. Cântece cum m-am obișnuit eu lumea. Femeile lene și bărbață cu nu străini de pahar. Și alte cântece de dor, de dragoste, de nuntă. Și celălalt care urmează, deci paralel lucrez la un alt material. Colinde și obiceiuri de iarnă. Jocul ursului, jocul căpriței, jocul căiuților, jocuri. Mă rog, mai multe. Știi, munca te ține în picioare. Așa este. Te simți util, nu plouă, dar picură. Și mai se spune așa, dacă ai agonisit prin sudoarea frunții, trece hoțul plângă casă și nu-ți vede casă. Dumnezeu îi plac oamenii harnici. Eu nu mă consider harnică, dar nu stau locului. Ca să nu-mi bată urâtul și singurătate la ușă, muncesc. Nu stau deloc. Ce cam bine. Așa. Toată admirația și mulțumesc lui Dinu că... A avut grijă să mă invite să-i fiu alături și mi-a fost drag să o întâlnesc și pe Andreea și ceilalți pe care ne-am mai întâlnit așa în culise. Doamne ajută! Mă bucur mult că să am un asemenea model în fața mea pentru mine și pentru toți colegii mei, pentru toți telespectatorii. Într-adevăr, cuvântul pensie nu există decât undeva într-un cupon care nu ne ajunge niciodată și nu ne, ba, ne trebuie, dar nu ne poate înlocui nevoia de realizări profesionale sau de hobby-uri frumoase. Atâta timp cât ai putere, o faci. Ceva n-am spus, am un tulpanel nou. Mi l-a dat o soacră, nu era mică sau mare, cred că și ea mică mi-a dat o tulpanel și eu trebuie să mulțumesc de fiecare dată celor care îmi dăruiesc ceva. Mai am numai o clipă mai. Dar pe nu, 20, nu ne grăbim nicăieri. Pe 29 octombrie voi fi la Londra, cântec și poezie. Pe 3 noiembrie voi fi în Germania, tot cântec și poezie.
Și pe 25 noiembrie voi fi la Bruxelles, tot cântec și poezie, și pe 2 și 3 decembrie în Italia, Torino și Aosta. Tot cu cântec și tot poezie. Tot cântec și poezie, da. Ți-ai făcut un spectacol special? Anume, da, adică câteva cântece, două, trei poezii, ale mele sunt scurte, o să vedeți. Cu orchestră? Nu, cu negativ, cu orchestra întreistă. Cu orchestra întreistă? Da, eu cânt. Eu cânt. Bineînțeles, să știi, chiar bineînțeles. La spectacole afară, unde bate vântul și nu mai știi și soarele ne-ar... Tot pe cântec. Încă pot. Ce bine. Da, cât frumos. O vrea Domnul. Mă iertați. Frumos. Dacă aș mai putea să spun câteva cuvinte. Vă dați seama cât de fericit mă simt să știu că am fost un copil din localitatea Bălan, care mergea în acele vremuri frumoase ale copilăriei la spectacole. Am văzut-o pe scena căminului nostru cultural, pe Sofia Vicovean, că mi-am împlinit visul acolo. Și în timp, Dumnezeu mi-a dat bucuria și fericirea și împlinirea de a fi coleg cu astfel de oameni, cu mari artiști care ne-au bucurat sufletele și ne-au făcut să ne simțim mândri de ceea ce suntem, că aparținem acestui neam românesc. Doamne, ajută și să te bucuri de tot ce ai tu frumos și drag. Asemenea tuturor. Și glasul să te țină așa, că când dai drumul la glas, umple așa de bucurie și tot. Aș vrea să-l invităm să ne bucure și pe noi, Dinu, cu încă un cântece. Cu mare plăcere. Un cântec pe care l-am cântat foarte rar și care, aș căror versuri le-am scris eu atunci când eram tânăr și frumos. Deci versurile sunt ale tale. Te invit în mijlocul platoului. Dinu Iancu Sălăjanu. Șepte sate, da-mi frică de păcate, da-mi frică de păcate, la ri ra ri ra ri ra ri ra. Cucule popă sârbesc, măi, la ri ra ri ra ri ra ri ra. Vino să mă spovedesc, măi, la ri ra ri ra ri ra ri ra. Și să-mi spun păcatele, ce-am făcut cu mândrele, ce-am făcut cu mândrele, măi, la-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Cucule sub pana ta, măi, la-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra. Spovedește-o pe mândra, măi, la ni ra ri ra ri ra ri ra. Și nu-i lăsa păcate multe, că-și cu mine sunt făcute, că-și cu mine sunt făcute, la ni ra ri ra ri ra ri ra. Rarirarirarirarirar. Nu-i lăsa păcate grele, că nu-i vrednică de ele, că nu-i vrednică de ele, larirarirarirarirar. Nu-i lăsa păcate grele, că nu-i vrednică de ele, că nu-i vrednică de ele, larirarirarirarirar. Mulțumesc membrilor ansamblului Porolisum pentru participare. Dinu, te invit să ne așezăm din nou. Tu locuiești la Zalău, în cealaltă parte a țării, pot spune. Da, undeva dinspre centru, spre margine. În mijlocul Transilvaniei, ca să vă spun o poveste scurtă, să nu vă uitați vorbele. Un om în aeroport, sau mai bine zis la bilete pentru avion, vă rog frumos, dați-mi un bilet la Cluj.
Nu avem la Cluj. Atunci dați-mi unul la Baia Mare, ca să fiu scurt. Păi nu avem nici la Baia Mare. Dați-mi, vă rog frumos, unul la Satu Mare. Domnule, n-avem. Să uite acolo. Păi dați-mi atunci la Oradea. Domnule, dar dumneata, unde vrei să mergi? La Zalău. Deci noi suntem în mijlocul regiunii de nord-vest a țării, Zalău. Dar tu știi, Bancol, al ții minte cu un ardelean din Vițu care trebuie să ajungă la Osaka, în Japonia. Tu știi? Eu îl știu pentru că, după cum bine știți, mama mea știe toate bancurile care au fost inventate vreodată. Atunci spune-l tu. Atunci îl știu. Nu, vă rog pe dumneavoastră să-mi aduc aminte de el. Nu știu dacă îl știu corect. Hai să vedem dacă avem aceeași variantă. Spuneți. Și se duce la gară, zice, vreau un bilet pentru Osaka. N-am, nu știu unde e Osaka. O spun și eu pe scurt. În fine, ajunge într-un oraș mai mare și primește întâi un bilet către București, de acolo către un alt aeroport de legătură, ajunge la Osaka, își îndeplinește programul de lucru și se duce să-și ia biletul de întoarcere. Și când ajunge la ghișeu, zice, vă rog un bilet pentru Vințu, la care japonezul zice, de sus sau de jos? Nu-l știai, nu? E la fel? Așa-l știam și eu. Așa-l știam exact. Și eu. Foarte e un banc vechi și foarte, foarte drăguț, care cred că spune exact despre diferențele de informație. Aș putea să fac o paralelă cu Vicovul de jos și Vicovul de sus. Da. Era o variantă așa. Ar fi o variantă. Nu știu dacă e legată de Osaka, dar în drumurile tale prin Europa... Găsesc că... foarte mulți vicoveni în toată lumea. Serios? Peste tot au plecat la muncă. Păi de ce crezi că ajung și la Londra și la Bruxelles și sunt românașii noștri care... Din fericire ajungeți pentru toți românii. Este pentru mare totul, lucru da. Să fii un artist național și de aceea mă bucur că încă mai avem artiști naționali. Asta trebuie să cultivăm tot timpul, pe vremuri când am început să cânt, să ne respectăm zonele, să avem parte. Da, de acord, dar trebuie să avem artiști naționali, nu trebuie să aparținem doar unei zone, pentru că sunt oameni care nu pot aparține unei zone, aparțin acestei nații. Da, ni s-a dat dezlegare să mergem peste nația românească. Da. Ca să ieșim un pic așa, din nou către bucurie și cântec, te-aș invita să ne mai cânți un cântec. Da, un cântec, ca la Vicov, care este primul meu cântec cu strigături de acum câți ani? 55 de ani, cred. Extraordinar. Cântecul. Dar primul meu cântec cu strigături. Deci vă cânt? Da. Gata, cu dragă inimă. Sofia Vicoveanca! Vă mulțumesc și încă o dată, țucături! Cu sumanul fără cline, cu sumanul străjarnesc, cu obișei și covenesc și o bați un paș înapoi. Și joacă bine fata mă, și zine bine scâncăroș, cu cala sate și oroș, zâmbă! Hai de juca, badiță, ghine, a juca numai cu tine. Dar tu joc și șertișor și eu joc din bombă. Hă-te, măi, ne rămat ușă! Hă-s așa de juca ușă! Hă-s așa juca mama mea! Hă-s ne-a de seama mea! Dar joacă, ghine, pata petre, noi îți ghide colțul vetre. Din nu știu, vine a juca, păi lasă, nu mai produc așa. Mulțumesc, Porolisu, mulțumesc fetelor și băieților. Sofia, îmi pare tare rău că trebuie să pleci. Îmi pare foarte rău, dar dacă trebuie, dacă e musai, asta musai, e. Da. E musai. Eu mulțumesc din toată inima pentru invitație și sunt tare bucuroasă că am fost alături de Dinu. De și Dinu, voi, sigur, familia că... sigur, voastră sigur. Care mă simt atât de bine. Mulțumesc foarte mult, Sofia. Sofia Vicoveanca, mulțumesc! Domnilor și domnilor, deja i-ați admirat pe dansatorii noștri de astăzi, ansamblul
Corolissum, un ansamblu profesionist, un ansamblu important din Zalău, care au fost prezenți cu siguranță și la alte festivaluri sau emisiuni, un ansamblu la căruia alcătuire a contribuit și invitatul nostru, domnul Dinu Iancu Sălăjanu, și vreau să te întreb despre acest ansamblu, al cărui director ai fost și tu la un moment dat. Când s-a înființat și de ce Porolisum? Da. Numele roman. Eu după Revoluție mi-am luat cei mai buni muzicieni cu mine care existau în Zalău. Așa consider și cred că este adevărat ceea ce spun. Și de atunci trupa mea la nunți și la petreceri, la spectacole, se numea Porolisum. Eu am fost angajat la Casa de Cultură a Municipiului Zalău, unde l-am întâlnit pe profesorul Pamfil Vlaicu. În timp, oamenii din trupa mea îmi spuneau: hai mă să înființăm o orchestră adevărată aici la Zalău, cu oameni care au crescut și știu muzica din Sălaj și care să meargă în timp și după ce n-o mai fi noi. E așa a venit ideea de a înființa un ansamblu profesionist. Am colaborat cu profesorul Pamfil Vlaicu, cum vă spuneam, care mi-a propus să fiu primul director al acestui ansamblu. Îi mulțumesc pe această cale și dumnealui și profesorului Ioan Chezan și președintelui Consiliului Județean de la acea vreme, primarului care a fost. S-a înființat ansamblul Porolisum, care a luat această denumire pentru că la noi, la Zalău, există cetatea Porolisum, o cetate veche. A fost cel mai mare oraș din nordul Imperiului Roman. A avut în anii 200 undeva la 30.000 de locuitori. Extraordinar. Deci după Sarmisegetuza a fost cel mai mare oraș. Sper să nu greșesc eu, nu știu dacă n-a fost înaintea Sarmisegetuzei. Eu vreau acum să le mulțumesc celor care se ocupă de ansamblul Porolisum, familia Gabriela și Marin Hosu, să mulțumesc încă o dată Consiliului Local și primarului Ionel Ciunt, care conduce primăria Zalăului, pentru oportunitatea pe care mi-a acordat-o de a fi astăzi împreună cu ansamblul pe care l-am fondat la Zalău acum 20 și ceva de ani. Să urmărim atunci o suită de dansuri prezentată nouă de către ansamblul profesionist Porolisum. Hey!
Felicitări ansamblului profesionist Porolisum din Zalău și este plăcerea mea, tu ai zis-o, eu încă nu. Să mulțumesc domnului primar al municipiului Zalău, domnului Ionel Ciun, pentru sprijinul acordat în deplasarea acestor oameni minunați la București, pentru că acesta este un act de cultură. Mulțumesc! Și vreau să mulțumesc și managerului Gabriela Hosu. Deci oricine pune umărul la realizarea unui act de cultură are din partea noastră plecăciuni sincere. Mulțumim foarte mult! Am venit și eu cu directoarea asta și o întâncă de-abia merge pe picioare. Nici n-aude, nici nu vede unde o pui acolo, Jade. Săraca! Săraca, am călcat strâmb. Vai de mine! Da. Aoleu, am călcat strâmb, bărbatul n-a fost lângă mine să mă sprijoane, vorba olteanului. Că dacă mă sprijonea, nu călcam strâmb. Da, așa călcai strâmb. Dar mă și vindecai între timp că mă obloji el. Acelea pe pișoare, la bănățărilor, un ardelean se duce la stomatolog și n-are curaj. Zice, domn doctor, mi-e frică, nu. Vă rog frumos, dați-mi ceva să nu mai-mi fie frică. Și doctorul stomatologul scoate din dulăpior, îl știi, trei păhărele de palincă, îi le dă, zice, ei, acum avem curaj. Joho, să îndrăznească cineva să apropie de măseaua mea. Măi, Leoane, tu ești prost. Profit de prezența lor în platou să ne prezentați un număr împreună. Cu mare, mare drag. Mă bucur tare mult să fiu cu colegii mei aici în platou emisiunii dumneavoastră și să sperăm că va fi de bun augur și o să ne mai invitați și altă dată. Așa are să fie, cu siguranță. Dinu Iancu Sălăjanu și ansamblul Porolisum. Luai ca luai căruță, luai ca luai căruță, să mă duc la mea mândruță, mândra mea, draga mea, să mă duc la mea mândruță. Foaie verde de alun, foaie verde de alun, mi s-o rup căruța-n drum, mândra mea, draga mea, mi s-o rup căruța-n drum, măi. Și-am chemat-o fierăriță, și-am chemat-o fierăriță, ei să-mi domnească patru spiță, mândra mea, draga mea, să-mi domnească patru spiță. Și-am chemat fierarii toți, și-am chemat fierarii toți, să-mi domnească patru roți, mândra mea, draga mea, să-mi domnească patru roți, măi. Dar fierarii s-au îmbătat, dar fierarii s-au îmbătat, mai tare mi-l-o strecat, mândra mea, draga mea, mai tare mi-l-o strecat, măi. Ardări de foc cu căruță, mândra mea, draga mea, cum mă lași fără mândruță. Mulțumesc foarte mult, Porolisu, mulțumesc. Acum puteți să vă trageți puțin sufletul. Dragi prieteni, iată că datorită lui Dinu Iancu Sălăjanu am astăzi alături de mine numai artiști care promovează tradiția, autenticitatea, frumusețea folclorului nostru autentic și pentru ca să avem un tablou complet, îți mulțumesc frumos că ne prilejuiești întâlnirea cu trei artiști de frunte, trei artiști minunați, care vor intra acum în platou și îmi face mare plăcere să știu că sunt
și prieteni cu tine, sunt și prieteni de-ai noștri, artiști minunați pe care de-abia aștept să îi invit să coboare. Este vorba de Niculina Stoican, Cornelia și Lupu Rednic. Yeah! Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit pe toți! Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Te pupăm, Corina! Bine ați venit! Am venit și eu cu directoarea asta și o întâncă de-abia merge pe picioare. Nici n-aude, nici nu vede unde o pui acolo, Jade. Ia uite s-o ce reclamă îți face. Lupule, vai, frumos. Să nu ai de-a face cu ea. Eu știu că e un bărbat extraordinar, Lupu. E un sufletist, dar e ca și Lupu. Dacă vorbești urât, mușcă rău. E, ca să nu mă muște, eu vă propun să luăm loc. Să luăm loc? Cel mai bun. Cel mai bun. Nu, nu. Mulțumim frumos. Dimpotrivă, o să spui ceva, dar o să spui stând jos și e mai confortabil așa. Nu se putea mai frumos să ne întâlnim așa decât aici pentru Dino. Bine ați venit, bine ai venit. Eu cu Cornelia și cu Lupu m-am văzut de curând la emisiunea de gală cu ocazia împlinirii a 14 ani de existență a Național TV. Mă bucur așa. Să creștem mari cu toții. Să creștem mari, da. Că uite, ne-am făcut și buletin. Exact, mai inițial devenim adolescenți cu acte. Ce faceți, copii? Ce mai faceți? Niculina. Eu mi-am scris. Săraca. Săraca, am călcat strâmb. Vai de mine. Auleu, am călcat strâmb, bărbatul n-a fost lângă mine să mă sprijoane, vorba olteanului. Că dacă mă sprijonea, nu călcam strâmb. Da, așa călcai strâmb. Dar mă și vindecai între timp că mă obloji el. Încurjură biserică de două ori. Deci gata, Dinu s-a terminat cu liniște acum și cu... Auziți-o, că mers așa o doamnă la medic, ce domnul doctor, ce domnul doctor, foarte rău mă doare piciorul, ce să iau? E autobuzul! Și eu cred că tot așa, nu mai pot să stau pe tocuri, nu că aș avea nevoie că sunt înaltă ca Andreea. Da. Chiar mai înaltă. Auzi, toate trei suntem înalte. Da, ne adunarăm. Stați să-l fac eu înalt pe Lupu, pentru că aseară citeam un banc. Eu primesc de la, fac schimb cu, de mail-uri cu niște prieteni și am citit un banc care, sigur, umorul este o chestie foarte personală. Dar mie câteodată îmi plac bancurile set și spun un banc, vreau să văd dacă Lupu râde. Zice că un ardelean se duce la stomatolog și n-are curaj. Zice, domn doctor, mi-e frică, nu. Vă rog frumos, dați-mi ceva să nu mai-mi fie frică. Și doctorul stomatologul scoate din dulăpior, îl știi, trei păhărele de palincă, îi le dă, zice, ei, acum avem curaj. Zice, oho, să îndrăznească cineva să apropie de măseaua mea. Corina, foarte fain, o să mergi tot în ardelean să-și facă o radiografie pulmonară. Și eu se uită doctorul, zice, extraordinar, unteașule, vai, dar ce plămâni ai. Păi fumez? Să uită ardeleanul. Ce nu, mai bine aș bea ceva. Auzi, îi povesteam, lui Cornel nu-i place bancul ăsta, o scăm. Când era Traianu, a început să cucerească lumea. Nu, nu-mi place. Când s-a uitat la un istoric, ce-i tău ăsta, apa asta, ce aici ai Dunăre, măria ta? Și dincolo de Dunăre ce-i? Dacii. Au ceva acolo. Foarte mult au. Repede s-a dus cel mai bun constructor să construim un pod. S-a construit pod în două săptămâni, cum e în ziua de azi cu fast, să tai panglica. Șase călăresc cu armuri. Trec pe pod, la undeva la jumate podul se rupe, cade în apă. Vai, supărat. Traian, vă omor pe toți, nu vă mai prind pe aici, la vreo două săptămâni, paharnicul. Măria ta, am găsit pe altcineva care știe să facă podul. Păi cine? Apolodor din Damasc. Du-te după el, a venit Apolodor din Damasc, ce nu te supăra, poți să faci podul, poți să faci podul, pot. Uite, ai două puști de galbeni, când îl termin încă două. Ce, dar măria ta, trebuie să mă hodinez după drum. Trebuie să dorm și eu două zile, două nopți. Acum să trezi la treia zi, Traian, la 6 dimineața, aștepta să se trezească Apolodor, nu se mai trezea, la 11 se trezește. Să întinde așa și vine Traian. Poți să faci podul. Cum să nu, Maria ta? Acum îl fac așa. Când eram tânăr, îl făceam. Foarte bun. Lupule, eu zic să ne lași cu bancurile tale, să nu ne mai spui niciunul. Ești și tu, Tita, e mai director. Ne spicăm machiajul aici. Fii serios. Da, exact așa. Uite. Ai să râzi, noi tocmai de asta îl chemăm. Ok. Niculina, hai să începem cu tine să ne povestești despre Dinu, despre prietenia voastră, de când vă cunoașteți.
De ce te-a ales să te invite în emisiune? Bănuiesc că sunteți prieteni vechi. Probabil pentru că mă prețuiește așa cum îl prețuiesc și eu pe el. Și nu-l prețuiesc doar pentru latura profesională, ci și pentru latura umană. Dinu este un soț impecabil, un tată minunat, iar eu întotdeauna am admirat familiile și i-am admirat pe colegii mei care au reușit să aibă familii frumoase, pentru că e foarte dificil în ziua de astăzi să ajungi să ai o căsnicie care să dureze. Foarte dificil. Indiferent că sunt sau că nu sunt copii. Eu mă mândresc cu toată generația mea pentru că noi toți suntem minunați, suntem oameni de nădejde în societate, avem familii frumoase, avem cu ce să ne mândrim și atunci pentru mine Dinu nu este doar omul pe care îl respect profesional, ci și bărbatul acela frumos, pentru că este un bărbat extraordinar de frumos. Și pe Dinu îl prețuiesc întotdeauna. Ne-am întâlnit ani în urmă. Eu nu știu când ne-am întâlnit, dar ce bine că ne-am întâlnit. Ce bine că putem fi prietenii care suntem. Vedeți cât de frumos să te întâlnești, să vorbești din suflet și cu drag despre colegii tăi. Cuvintele pe care le spuneam mă flatează și mă bucură, dar din fericire le cunosc și îi cunosc sentimentele și ei și Andrei și soților rednic. Pentru că așa e frumos să ne respectăm între noi și să ținem unul la altul. Știi ce am vorbit cu Cornelia acum? Nu știm de când ne cunoaștem noi. Vă spun eu unde v-am văzut, dar voi nu m-ați băgat în seamă, atunci erați artiști. Ne-am văzut prima dată, v-am văzut la un spectacol în Valea Jiului, unde v-a adus regretatul Dragan Muntean. Și acolo v-am cunoscut, mi-a plăcut foarte mult cum v-ați prezentat și pe urmă nu mai știu când ne-am văzut. Îmi aduc aminte, spuneați domnul, doamna, zic, hai să vorbim așa că suntem prieteni. Important este că suntem prieteni și astăzi și mai avem mulți alți colegi cu care ne înțelegem foarte bine. Asta este una dintre împlinirile noastre și bucuriile vieții. Suntem o generație foarte frumoasă. Eu întotdeauna mă mândresc cu generația mea și spun că, nu știu, nu... Poate că cei din urmă, cei care vin de după noi, ar trebui să ia exemplu de la noi, nu doar profesional, ci și în viața de fiecare zi. Pentru că, așa cum spuneam, suntem oameni de nădejde în societate. Așa este. Iar încă ceva foarte frumos, dați-mi voie să vă dezvălui. La anul viitor, în martie, în 25 martie, noi o să sărbătorim 25 de ani de carieră artistică, lansare CD, DVD 3 în 1, cum e vorba aia. Ce frumos! Iar în acel spectacol o să fie Dinu Iancu, Slăjanu, Andreea, Niculina, Petrică Mâțu, Stoian, Constantin Enceanu, Mariana Dea, Chionus Fulea, toată Ion generația Paladi, noastră, noi, maestru noi Nicolae Bodgros, lăutare din Chișinău. Extraordinar! Eu adică... îți propun așa, atunci când se apropie acest eveniment, să-l mai amintești, să nu se uite, că de mulțumim acum până frumos, atunci încă da. Este un drum mai lunguț. Știu că voi ați pregătit o piesă care are și un DVD. Da, am pregătit piesa Însoară-te, măi Ioane, la care am terminat unul dintre videoclipuri. Mai lucrăm puțin la DVD, sunt unele detalii tehnice mai mult, montajul e gata, însă mai sunt unele lucrușoare mici de rezolvat pe lângă și după aceea vor fi gata toate. Astăzi vă vom prezenta imagini din clipul Însoară-te, măi Ioane. Și vreau să spun și eu alături de Niculina că îl prețuim foarte mult pe Dinu, că ne-am bucurat pentru faptul că el astăzi și-a dorit să fim alături de el. Și așa cum spunea și Niculina, n-aș vrea să repet, însă sunt niște lucruri extraordinare, ca în ziua de azi să ai o familie, să ai o căsnicie fericită și, cum e în cazul lui Dinu, trei coconi faini să străiască. Mie, sincer vă spun, și... mi se pare totul atât de natural și de normal. Da, Dinu, pentru că ești întâmplă, un familist. Așa că mulțumesc lui Dumnezeu că voi apreciați aceste lucruri. Cum eu să le nu? Consider firești. Și asta mi-am dorit dintotdeauna, lumea nu știe. Mi-am dorit să am trei copii și mi s-a spus că o să am trei copii. Bravo. La 40 de ani l-am avut și pe al treilea, pe Luca. Așa Doamne ajută! Și vreau să spun că are și o soție extraordinară. Și vreau să mai spun că, uite, noi, cei care suntem aici, știi că mai sunt discuții între colegi, mai sunt nemulțumiri, poate, nu știu, o vorbă spusă ne la locul ei. Niciodată între noi nu s-a întâmplat așa ceva.
absolut niciodată. Întotdeauna ne-am iubit, ne-am respectat, ne-am apreciat și când am putut să fim alături unul de celălalt, am fost. Mare lucru. Iar trecând prin țară, trecând, dacă trecem în Zalău, chiar dacă nu avem timp să ne întâlnim cu Dinu sau măcar cu ceilalți colegi, da. Să vezi că sunt în zonă la tine, ce faci, măcar cum suntem. Măcar dăm un semn așa, cred. Sigur că da. Foarte și eu frumos. Întotdeauna când mă sună Lupu și îmi spune că e în zona mea, îi spun, îmi pare rău, Lupu, eu sunt plecat. Bine că știu altă dată să mă duc și să te sun din fața porții. Ce faci, Dinu? Cum e la Zalău? Ei, știi unde stau casă? Așa că te aștept cu dragul. Așa. DVD-ul despre care vorbiți este ăla la care voi lucrați de peste un an de zile? Doi ani. S-au făcut 2 ani de zile. Sunt 15 videoclipuri pe DVD, iar introducerea DVD-ului o să fie tot ce e mai frumos din Maramureș, tot ce face țăranul maramureșean. Iar acele imagini o să vorbească fostul director al Muzeului Satului Maramureșean, domnul profesor dr. Mihai Dâncuș, o să fie titrat și în limba engleză. Ce frumos! Da, domnul profesor Dâncuș vorbește pe imagini, explică foarte frumos absolut tot ce se întâmplă în aceste imagini și noi am încercat să filmăm și să înregistrăm obiceiuri și tradiții care poate peste vreo 10-15 ani nu le vom mai găsi și lucruri pe care nu le vom mai găsi. De exemplu, ciobanii cum mulgoile, cum fac brânză, da, din păcate. Oamenii care arăt plugul cu boi. Foarte greu am găsit un plug cu boi, un plug de lemn, cum să ara cu multă vreme în urmă. Sunt lucruri pe care noi le-am găsit greu acum. Vreau să spun că domnul care face cojoacele nu mai e alt cojocar în Maramureș. E doar dumnealui cu soția. Nu preiau tinerii meșteșugul ăsta, nu preiau. Deși vreau să spun că să faci un cojoc e destul de costisitor. Adică n-ar fi o meserie slabă, ar fi o meserie din care s-ar putea întreține cineva. Cerință există. Dar nu sunt doritori pentru așa ceva. Deci e păcat sperăm că se vor pierde. Sunt bucuriile trecătoare și greutățile vor fi trecătoare și vor fi în anii care vor veni oameni care își vor dori să reia acele meșteșuguri frumoase. Eu sunt convins de asta, sunt un optimist așa convins. Așa să dea Dumnezeu. Cornelia și Lupu vă invit în mijlocul platoului. Și vă ascultăm și vă aplaudăm. Până ești
Uite ce înseamnă un ansamblu profesionist. Au avut pregătite costume pentru fiecare zonă folclorică în parte și au pregătit și dansurile potrivite. Corina, doar vorbind de oameni de la Zalău. Asta e, clar. Mulțumesc foarte mult! Niculina, nu te-am întrebat ce mai faci? Cum mai merge ansamblu? Ce mai faci tu? Bine, lucrurile merg bine. Mă bucur că am fost primită cu brațele deschise și până la urmă cred că am reușit și eu să-mi dau seama de puterea pe care o am asupra oamenilor. Pentru că este foarte important să reușești să le transmiți încrederea în sine și încrederea în tine. Deși eu, fiind mehedințeancă și crescând la Gorj, la ansamblul Doina Gorjului, nu m-am gândit niciodată că o să pot să transfer din iubirea pe care o am pentru mehedinți, în primul rând, și pentru Gorj, pentru că acolo trăiesc, să transfer un pic către Dolj. Dar de când așa a făcut destinul să fiu un manager, lucrurile s-au schimbat un pic și raportul meu valoric s-a răsucit. Încerc să iau de la mehedinți, să iau de la Gorj, și să le duc lor acolo la Dol și să înțeleagă că mă dedic cu tot sufletul și cu toată ființa mea și încerc să fac ce este mai bine pentru noi toți. Până la urmă, pentru că și eu fac parte din ansamblu Maria Tănase și mâine, poi mine, trec de la manager și mă întorc acolo unde mi este locul, la cântat. Iar noi te invităm acum exclusiv să ne cânți. Cu drag! Cu doi părinți mari, ce din suflet te-au dorit și cu milă te-au crescut mai. Și în toată viața lor poartă grijă și duc dor, că dorul de copii te arde, de părinți pe jumătate. Și în toată viața lor poartă grijă și duc dor, că dorul de copii te arde, de părinți pe jumătate. Ascultați-mă, feciori, greu e, părinte, cu dor, mă. Dorul ăsta o să știți când veți fi și voi, părinți, mă. Când copiii mari vor fi și prin lume vor porni, și atunci o să luați aminte ce-i dragostea de părinte. Vor fi și prin lume ori porni, și atunci o să luați aminte ce-i dragostea de părinte. Copii greu, oricând de sunt mici sau mari cum sunt, mă. Ai copii greu, mereu de nu-i ai
și mai rău mai. Că omul ce-ar avea, tot aleargă, tot mai vrea. Muncește pentru copii, până la bătrâneți târzii mai. Mergeți la părinți copii, doar să-mi vedea părintei. Că două iubiri sunt sfinte, de copil și de părinte. Niculina Stoican, mulțumesc frumos! Cred că mai avem niște fotografii de văzut. Iată, regia le-a pus deja în plasmă. Eram, când eram Ana mică, împreună. Vai, ce scumpă era! Ce dulceață de copil! Superbă, da. Ana care îți seamănă. Da, îi seamănă, da. Aici cu ea într-o emisiune, da, când am dus, avea trei anișori. Trei anișori, ce curajoasă era acasă și ce timid a fost în emisiune. Eu țin minte emisiunea asta, că eu v-am văzut. Da? O să da. Cânte și ea cumva, de-aia era îmbrăcată în costum moșenesc. A cântat de câteva ori, dar nu are încredere deocamdată în capacitatea ei de a cânta, cu toate că are voce și are și aptitudini muzicale. Eu sper să cânte mai târziu. Dar are doar 16 ani și e normal să aibă și îndoieli. Și cum spuneam înainte, de acum înainte ar trebui să cânte. Aici? Aici suntem într-o livadă în orașul nostru. Tot așa, bucuria, tată și fiică. O aveam doar pe ea atunci. Și pe urmă, uitați, vai, cu soția vai, și vai, cu Maria, care Maria este deșteapta familiei. Ea este fata care nu tace niciodată și care e o veselie pentru noi, pentru Maria toți. Maria nu înțelegea ne animă ce tot timpul. Lucru, nu? Oriunde mergem, în orice grup de prieteni, este cea care se face prima dată remarcată și care conduce totul. Uitați-o cât de superbă este. Este fecioară. Fecioară. Maria nu înțelegea de ce îl cheamă Lupu pe Lupu. De ce-i Lupu? Da, da. A fost la ea acasă și nu știu ce cu Lupu. Apare și Luca în pozele noastre la noi acasă. Luca Mezinu, care are un talent muzical deosebit, pe care încă nu l-am cultivat, dar lăsăm așa să crească cu el. El nu se culcă fără să cânte, nu se trezește fără să cânte și mai joacă și fotbal. Extraordinar! Uite aici la mare, ce frumos! Aici suntem în această vară, am fost la mare, la noi, la Constanța, în spatele nostru, frumoasa clădire. Chiar dacă este ruină, este foarte frumoasă clădirea cazinoului din Constanța. Tot așteptăm ca să se repare, ca să reintre în circuitul operelor, da, în fine. Aceasta este familia mea despre care vorbeau cu atâta bucurie colegii mei. Să trăiască, îți doresc din inimă să te bucuri de copii. Le mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase și mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat trei copii minunați, mie și soției mele, Dana. Uite, pentru că ai spus că îți dorești să trăiești mult, eu îți doresc să devin nu numai bunic, ci și străbunic. Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu. Să fii așa ca într-o... ca într-o familie mafiotă să fii șeful cel mare, să ți se sărute mâna, să vină il padrino. Cu siguranță padrino. Așa va fi. Cu siguranță așa va fi. Îți place, nu? Da, îmi place, da. Doamne ajută, așa. Bunica mea este străbunică. Deci, da, la patra generație. Eu să o întreb eu pe Andreea, Nicoleta este bunică? A, da, Andreea are o problemă mare cu toată lumea. Trebuie să iau microfonul Niculine pentru că îi va ține locul mamei mele dacă o să deschidem acest subiect. Așa. Da, cred că mama și Niculina își doresc cel mai mult ca eu să am un copil. Se pare că eu nu-mi doresc atât de mult. În orice caz, a fost un an aniversar pentru mine și sunt fericită să spun că am împlinit 20 de ani de căsnicie anul acesta. Oh, bravo! Mulțumesc frumos! Da, nici mie nu-mi vine să cred că au trecut atâția ani, iar pe plan profesional am împlinit 35 de ani de activitate. Ce frumos! Și cu acest prilej am avut un spectacol aniversar la Timișoara, în parteneriat cu Televiziunea Națională, unde am făcut altfel decât de obicei, pentru că noi atunci când ne sărbătorim, chiar suntem o familie și în afara scenei și întotdeauna suntem prezenți toți cei de aici. Anul acesta, la spectacolul aniversar, am cântat doar eu din toate zonele țării. A fost un proiect mare, un proiect ambițios, am schimbat 9 costume naționale, dar m-am simțit extraordinar de bine pe scenă. N-am avut emoții deloc și m-am desfășurat în adevăratul sens al cuvântului și am încercat să-mi depășesc limitele. A fost foarte, foarte, foarte plăcut. Cât a durat spectacolul? Aproape 3 ore. Cea mai mare provocare a fost că aveam câte 4-5 minute să schimb costumele naționale.
Dar, timp în care se mai cânta câte un cântecel, da, mai orchestral, ca colegi instrumentiști și dansatori de la ansamblul Timișul, cei cu care eu colaborez. A fost frumos. Întotdeauna când fac un spectacol atât de mare, colegii mei știu, pentru că mi-au fost alături, spun, ăsta va fi ultimul, gata, nu mai vreau. Se pare că de fiecare dată spun același lucru. Stai că după aia să împlinești 40 de ani de activitate, pe urmă 45, pe urmă 50, pe urmă 55 și așa mai departe. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, pentru că noi cu siguranță o să fim împreună toți să nu... Ce vrei să spui? Vreau să te felicit pentru spectacolul pe care, într-adevăr, a fost la un nivel extraordinar. Și tu știi bine că ți-am dat mesaj, frumos, l-am urmărit. Mai și, da, extra... am și copilul când îl faci? Deci ea va fi moașa copilului meu, care obligatoriu. Nu se știe dacă va exista ce trebuie să vreodată. Ba, va exista. Dar de ce e obligatoriu? Nu este obligatoriu. Este obligatoriu pentru sufletul ei. Doamnelor și domnilor, Andreea Voica! Nu este joc mai frumos, la 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 la, joc de bănățar fălos, la 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 la. Op, șa, 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 la 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 la. Nu ce da, nu ce lăsa, la 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 la. Argeleana bănățară, la 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 la, la joc parcă ce geamnă, la 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 la. Chiuie muierile ei, la 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 la, să leagă năpoalele ei, la 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 la. Op, șa, 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 la 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 la, nu ce da, nu ce lăsa, la 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 la. Argeleana bănățară, la 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 la, la joc parcă ce geamnă, la 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 la. Cine-i păcimaș la joc, la 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 la, din pisoare iasă foc, la 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 la. Supă puși pământul creapă, la 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 la, și chimeșai toată apă, la 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 la. Op, șa, 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 la 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 la, nu ce da, nu ce lăsa, la 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 la. Argeleana bănățană, la 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 la, la joc parcă ce geamnă, la 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 la. Cine joacă, la 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 la, cine știe să-și petreacă, la 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 la. Argeleana și nu știe, la 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 la, și la joc lăsă în mie, la 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 la. Op, șa, 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 la 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 la, nu ce da, nu ce lăsa, la 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 la. Argeleana bănățară, la 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 la, la joc parcă ce geamnă, la 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 la. Op, șa, 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 la 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 la, nu ce da, nu ce lăsa, la 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 la. Argeleana bănățară, la mulțumesc foarte mult, Andreea. Stai aici, te rog, pentru că vreau să rog un coleg operator să arate minunăția asta de costum. Te rog să vii un pic în față, ca să, uite, stai, stai, te rog, lângă mine, așa, pentru că vreau colegul să te filmeze și să te întorci încetişor. Și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor care au creat aceste costume. Eu de tine nu mai vorbesc, că tu ai de unde să moștenești costume vechi, astea sunt noi și sunt foarte frumoase. Diferența dintre mine și dansatoare este că ele poartă un costum din Banatul de Pustă, din zona Timișului. Acolo o să regăsiți acest fel de ceapsă pe cap, podoaba capilară se numește ceapsă, și motivele geometrice de la cătrânță. Costumul meu este unul de munte din Caraș-Severin. La noi, în Banat, costumul este foarte, foarte variat, spre deosebire de alte zone, și în fiecare subzonă și chiar în fiecare localitate se regăsesc costume naționale diferite. Wow! Eu vă mulțumesc frumos, Parolisum! Mulțumesc din suflet! Andreea, mulțumesc pentru informații, te rog să-i loc! O plăcere de emisiune ne-ai făcut, Dinu!
Și vă mulțumesc tuturor că ați venit. Este cu adevărat o mare bucurie pentru mine să mă întâlnesc cu voi, cu fiecare dintre voi, pentru că cinstit alergăm cu toții de colo-colo și cel mai des ne vedem la spectacole sau la filmări, unde în fine am ocazia să aflu despre fiecare că e bine, că are treabă, că ați muncit cu toții toată vara și că vom munci și toată iarna. Doamne ajută! Să ne ajute Dumnezeu pe toți! Să nu cumva să uitați să-mi aduceți și mie un DVD când este gata. Da, nu scapi. Tu ți imaginai că scapi? Da. Mi-era teamă că o să mă săriți. Nu. O să-ți aducem un cadou special pentru că vom face pentru prietenii noștri o ediție înregistrată și pe Blu-ray. Oh, ce frumos. Și cu un ambalaj special. Dar dacă n-am Blu-ray acasă, poți să-l văd? Poți să-l vezi. Că n-am Blu-ray. Poți să-l vezi, poți să-l vezi. Bun, mie dăm unul normal. Cu tot dragul, Corina. Dinu, dragă, vreau să vorbim despre cântecele tale. De unde te-ai inspirat că atunci când le-ai ales? Să știți că este foarte greu, mai ales în zona sălajului cu cântecele, pentru că nu exista, mai spus-o, nu exista muzică vocală multă în zona sălajului. Exista mai mult muzică instrumentală. El a început, trebuia să-ți construiești un repertoriu. Au fost, eu nu mă feresc să spun acest lucru, au fost foarte multe piese instrumentale pe care le-am luat și am pus cuvinte pe ele. Pentru că m-am dus la cules folclor și oamenii ghiciți ce-mi cântau. Zice, spune o piesă veche pe care n-ai auzit-o niciodată. Ia te rog frumos, Bade Ionaș. Chiar mi-aduc aminte casa unde era. Și începe și îmi cânt. Prin pădurea bradului. Deci așa ne-am făcut un repertoriu prin culegeri de strigături, culegeri de versuri populare și melodii pe care ni le interpretau instrumentiștii noștri. Am găsit mama mea, de exemplu, mi-a spus o melodie foarte frumoasă pe care la televiziunea română n-am putut să o cânt, cu toate că am înregistrat-o. Era o melodie care se cânta și cu asta se începea jocul în localitatea mea și o cântau toți oamenii la joc. Când eram mai mic, nu știam nimic. O melodie care a devenit celebră prin interpretarea altui interpret. Ce-mi pare rău că nu m-au lăsat atunci, în acele vremuri, să cânt această melodie. De ce? Că era de la mama mea și a fost melodia pe care mi-a spus-o, dar îmi spunea cineva atunci, nu că e prea poetică. Astea erau melodii care se cântau. A auzit-o marele nostru violonist, Alexandru Țitruș, a dus-o la Electrecord și pe urmă versurile au circulat, că oamenii circulă și circulau și înainte. Dar sunt și alte melodii pe care încerc să mi le construiesc singur, chiar și melodie și vers. Iar putem fi acuzați că noi creăm muzică, dar o creăm pentru că și eu eu m-am născut la țară, am crescut la țară, am rădăcinile acolo și simt lucrurile din zona de unde provin și nu numai. Îmi doresc să preiau și am preluat anumite melodii din repertoriul altor interpreți de marcă ai folclorului românesc și nu cred că mi-am permis să iau melodii care nu mi se potrivesc, ci melodii pe care eu le-am iubit foarte mult și care cred că vor continua și prin interpretarea mea să existe într-un mod frumos. Nu cred că se supără cei care au fost înaintea noastră, de acolo din ceruri, de unde ne privesc. Cred că pot fi bucuroși că noi apreciem munca lor și o preluăm. În cazul acesta vreau să te invit să ne cânți ceva din repertoriul tău. Este o melodie pe care am preluat-o din repertoriul fraților Petreuși. Vă spuneam de Sofia Vicoveanca, Ion Cristoreanu și frații Petreuși. E o melodie care s-a potrivit poporului român, se potrivește și o să se potrivească prin versuri și prin melodie și peste 100 de ani. Minunat! Te invităm în mijlocul platoului! Numai rele și minciuni,
de la prietenii mei buni, de la prietenii mei buni, măi. Doamne, nu mă pedepse, măi. Doamne, nu mă pedepse, lasă-mă să pot iubi, că nu știu cât o-i trăi, măi. De mor astăzi, de mor mâine, astăzi de mor mâine, nu știu mândra cui rămâne, nu știu mândra cui rămâne. De rămâne la frumos, măi, de rămâne la frumos, mărg în groapă bucuros, mărg în groapă bucuros, măi. De rămâne la urât, măi, de rămâne la urât, bagă-mă, Doamne-n pământ, cu doi metri mai adânc, măi. Că nu-i așa greu pământul, ca viața cu râtul, ca viața cu râtul. Te invit să ne întoarcem la muzica populară. Eu m-am jucat așa un pic cu colegii voștri. Mulțumesc foarte mult! Mândruța care-i mândruță, la 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 la, joacă dansul și gesculță, la 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 la, să pregătească ceva. Noi mai spunem câteodată, băi, nu când-s frumos, dar când-s tare. Ai dat mândră la băută, că așa-i mândru la nuntă. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, bucurie și noroc. Am spus noroc pentru că știu de ce. Ședi pe Titanic, a avut bani mulți, averi, dar noroc puțin. Foaie verde, busuioc, măi, hai mândruțu, hai la joc, măi. Hei să învârtim hora pe loc și învârtita mai cu foc, uite așa și la mândra, măi. În muzica populară nu este doar foaie verde, ne facem frumușele, punem un costum pe noi și imprimăm într-un studio care ne ajută. Costumul tău este praf, este varză, nu se mai știe. Cel puțin în Oltenia, de la stânga la dreapta, de sus în jos și de jur împrejur. Lai, lai, la. În timp ce cânta Dinu, am cântat de drag cu el, pentru că, nu știu, pur și simplu, chiar acum ascultam când a dat drumul melodiei și când a început să cânte, are așa o voce de umple absolut tot. Exact. Deci îți merge direct la suflet, îți umple sufletul, te satură așa bine. Mi-a și spus mie cineva, băi, ce tare cânti. Da, serios? Te referi la Lupu? Nu, era o glumă. Vezi că dacă îl zgândărim, ne mai spune vreo două bancuri. Da. Și chiar mi-ar face plăcere să pregătească noi ceva. Noi mai spunem câteodată, băi, nu când-s frumos, dar când-s tare. Ah, asta e o glumă între colegi. Glumă așa între noi, adică, între colegi. Ar mai fi una, zice, cum cântă ăla? Zice, mă, e copil fain. Da. Da. Ce cântă, cum cântă? E copil fain. Asta da. E de bine? Asta e de foarte bine. Nu prea e de bine. Am bănuit, nu prea am bănuit bine, că deloc. Nu e de bine. Da, nu prea dacă e de bine. Fain, așa e... Da, e copil fain. Adică vreau să-l laud, dar atât pot să spun. Nu prea. Din păcate, nu mi-am propus să spun lucruri care să ne întristeze, dar din păcate muzica mai nou se ascultă cu ochii. Ar fi bine să începem să ascultăm cu urechile, să prețuim ceea ce auzim cu urechile. Cred că ar fi cel mai frumos lucru pentru muzica românească. De aceea îndemn pe toți cei care vor să cânte, să o facă cu drag, să se inspire din personalitatea altor oameni care au dovedit că sunt oameni de nădejde ai societății, cum spunea și Niculina, și să o facă cei care pot să cânte.
Ar fi mai frumos pentru noi să cânte doar cei care într-adevăr pot să cânte. Da, iar, și să aibă, să aibă grijă că notorietatea nu are nicio legătură cu valoarea. Nu. Nu înseamnă că dacă ești pe toate posturile și te îmbraci frumos, tu nici măcar nu știi ce zonă reprezinți. În muzica populară nu este doar foaie verde, ne facem frumușele, punem un costum pe noi și imprimăm într-un studio care ne ajută, plătim o piesă care nici ca text nu are limbaj arhaic, nu are regionalisme, linia melodică nu respectă zona din care vine, costumul tău este praf, este varză, nu se mai știe. Cel puțin în Oltenia, de la stânga la dreapta, de sus în jos și de jur împrejur. Nu mai contează. E valabil în toate zonele, din păcate. Da, da? Din, da, dar... Niculina, când merg la nuntă, s-a întâmplat la o nuntă când cineva a mers cu niște bani și a zis: domnișoară, în viața mea foarte mulți bani am dat la artiști să cânte. Te rog, păstrează, nu mai cânt. Da. Deocamdată, cred că oferta e mai mare decât cererea. Dar probabil că așa cum se triază toate în viață, se vor tria și... Vreau să vă spun ceva din suflet. Îmi vorbești cu dumneavoastră? Celor care faceți această emisiune. Mulțumesc. Pentru că e o emisiune la care mă uit cu mare drag, cu mare plăcere și unde am văzut oameni care într-adevăr reprezintă ceva în muzică, în cultura asta populară și nu numai populară. Am văzut oameni foarte valoroși aici în platou și mă bucur că există o emisiune în România unde se prezintă valorile naționale. Și cred că așa timpul se va opri și va fi redat atunci când va merita să pornească din nou. Sunt convins că avem copii care vor cânta la nivelul pe care noi ni-l dorim și aspirăm cu toții și că valoarea nu va pieri niciodată. Dar timpul, din păcate, ne mai oferă și momente în care nu suntem noi mândri de tot ce se întâmplă. Cu siguranță că va fi mai bine. Eu am încredere în tinerii care vin, sunt că printre mulți, ei, sunt, printre ei mulți. Sunt și oameni devotați, da, care, da, da, vor... Nu cred că neapărat cei care cântă astăzi sunt de vină. Sunt cei de vină, cei care îi prezintă. Și am observat un lucru care într-adevăr mă doare, că scena este împărțită de oameni care au valoare și non-valoare. Ce face ca valoarea să fie dusă în jos, nu cei care vin din urmă să urce sus. Un spectacol nu poate să dureze pe scenă 5, 6, 7 ore, pentru că n-ai cum să reziști și n-ai ce să prezinți valoros 5, 6, 7 ore. Da, da, de aceea spectacolul ar trebui să fie spectacol. Zicea Dinu, cântat foarte tare, în zona la Maramureșu să cântă așa cu cetire, zongură și dobă. Și s-a întâlnit băiatul ăla cu zongura, cu dobașul. Zice, mă, fii atent aici, zice, vezi că avem o nuntă. Vin eu cu zongura, vii tu cu doba și mai luăm încă două dobe. Bă, zice, dar trebuie pe unul cu cetera, mă. Nu, mă, zice, vin eu cu zongura, tu cu doba și încă două dobe. Adică trebuie dobe. Bă, trebuie pe unul cu cetera. Nu, hai, mă, fie, după cum zici tu. Că lea pe unul cu cetera, mă, la nuntă, așa era nunta tradițională, fără amplificare, fără nimic. Și o cântat e toată nunta la dimineață, asta care o vorbi cu mire despre nuntă. Ce zici, cum a fost, cum... Tot a fost bine, zice, dar cetirea nu s-a auzit. Vezi? Ce ți-am zis să mai luăm o dobă? Cornelia și Lupul Râtnic. Ai dat
Mulțumesc, Cornelia și Lupu. Mulțumesc frumos. Vă rog să luați loc. Eu am să păstrez puțin baletul, pentru că vreau să le pun o întrebare de baraj. M-a invitat Dinu, Iancu Sălăjanu, să-i cânt și eu o piesă. Asta mi se întâmplă rar, pentru că de obicei fiecare invitat principal are foarte mulți invitați la rândul lui. Și eu nu mă supăr niciodată. Dar de data asta m-a invitat să-i cânt ceva. Mi-am dorit din tot sufletul. Da. Mulțumesc foarte mult. Iar eu am pregătit o piesă care aduce cu ritmul oșenesc. Este reorchestrată de către tânărul și talentatul compozitor Andrei Tudor. Și v-aș invita să mă ajutați. Ce ziceți? Încercăm? Încercăm. Mulțumesc foarte mult, Porolisu, mulțumesc, copii. Nu vă supărați că am glumit cu voi. Mulțumesc foarte mult, noroc că noi avem umor. Mulțumesc mult. M-am jucat și eu un pic. Vreau să o invit acum pe Niculina, draga de ea, poftim, te rog frumos. Așa. Merge? Da. Da, sigur că da. Așa, scumpa lui mama, vreau să te invit să ne întoarcem la muzica populară. Eu m-am jucat așa un pic cu colegii voștri. Mulțumesc foarte mult. Te las să ne cânți ceva, să ne încânți. Niculina Stoican! La 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 la
cântecă și ne-l cântă. Să, să, să. Mândruța care-i mândruță, la 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 la, joacă dansul și gesculță, la 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 la. Mândruța care-i mândruță, la 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 la, joacă dansul și gesculță, la 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 la. Ușurică-i la vârcit, la 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 la, pătimașa l-a iubit, la 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 la. Ușurică-i la vârcit, la 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 la, pătimașa l-a iubit, la 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 la. Să trăiască și ne-l joacă, la 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 la, și dansul frumos îl poartă, la 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 la. Să trăiască și ne ascultă, la 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 la, să trăiască și ne-l cântă. Din nou alte costume splendide. Mulțumesc frumos, Porolisum, pentru fiecare dans în parte. Vreau să vă întreb pe fiecare în parte cam ce proiecte aveți pentru această toamnă, chiar pentru sărbătorile care vin, de ce nu? O să ne întâlnim cu siguranță la filmările de sărbători, dar până atunci totuși mai e un pic. Poate cu noi nu. Noi plecăm undeva pe 21 decembrie, plecăm în Statele Unite ale Americii, stăm acolo vreo 3-4 săptămâni și... Faceți revelionul acolo? Și Crăciunul și revelionul, că nu mai tăiem porc și mai scăpăm de o problemă, mai punem un ban la buzunar. Bravo! Doamne ajută, de ce eu nu? Eu aș dori să-l felicit pe Dino, să vă felicit pe voi pentru că ați făcut azi o emisiune dedicată lui. Mă bucur că suntem prieteni și că suntem atât de apropiați, deși nu vorbim toată ziua bună ziua la telefon, nu-i nevoie să facem lucrul ăsta, ca noi să păstrăm în suflet și în inimă prietenia noastră. Doresc din toată inima să vă felicit pe voi, pe întreaga echipă, și să-l felicit pe Dinu pentru tot ceea ce este. Mulțumesc tare! Minunat! Dinu, am uitat să spun, să-ți dea Dumnezeu sănătate, bucurie și noroc. Am spus noroc pentru că știu de ce. Și Edi pe Titanic a avut bani mulți averi, dar noroc puțin. Niculina. Da, Dinu, și eu îți doresc același lucru, să rămâi același om, același bărbat frumos. Și eu zic asta. Frumoasă. Asta zic și eu, lucrurile tu n-auzi nimic acum. Da, să rămânem tineri cu toții. Și îmi doresc și îți doresc să avem parte de evenimentul acela la care gândim cu toții. Să plecăm într-un turneu prin țară, noi, generația noastră, în toate orașele mari și frumoase și importante ale țării și să ducem mesajul nostru, al generației noastre, repet, către toți cei care ne iubesc pe noi și iubesc cântecul popular din fiecare zonă al țării. Chiar din suflet mi-aș dori să trăim momentele astea și să sperăm că nu foarte, foarte târziu, pentru că am avea și dirijor, Dejan e pe aici pe aproape, deci ne-am putea descurca să facem o orchestră care să ne ajute și să ne ducem acest vis la... Este o idee pe care avem de multă vreme, dar eu spun că nu trebuie să rămân la stadiu de idee și de dorință, ci este o obligație pe care o avem dacă iubim exact. Cu adevărat muzica. Doamne e foarte ajută. Ușor să critici, e mai greu să faci. Asta ar trebui să facem, să mergem cu inima deschisă și fără pretenții de alt gen, pentru a reuși să transmitem mesajul nostru și bucuria noastră de a cânta și celor care vor să ne asculte. Asta este datoria noastră, să facem cinste folclorului, așa cum folclorul ne-a înnobilat pe noi și ne-a dat puterea să fim ceea ce suntem astăzi. O să întreb și pe Andreea, mulțumesc! Eu mă bucur tare, tare mult că am fost alături lui Dinu astăzi și că mi-a prilejuit și întâlnirea cu ceilalți colegi ai mei, pentru că noi chiar ne bucurăm din suflet atunci când ne întâlnim.
Da, ideea cu turneul să se concretizeze, pentru că noi am vorbit foarte mult despre asta și vreau să-ți aduc aminte că acum vreo 5, 7, 10 ani te-am prezentat într-un spectacol, undeva pe la Rad, așa că o să preiau eu rolul de prezentator, dacă sunteți de acord. O să nu, cu drag. Să dea Dumnezeu să îți împlinești tot ceea ce ți-ai propus, deși nu știu ce ai mai putea să-ți dorești, pentru că Dumnezeu ți-a dat de toate. Să fii sănătos și doamna Corina Țuras să fii și străbunic și eu sper să ne chemi în aceeași formulă și atunci când vei fi străbunic. Mulțumesc! Așa. Mi-a plăcut ce a spus Sfântul Augustin și cred că asta ar trebui să ne dea tuturor de gândit și să trăim așa. Iubește și fă ce vrei. Dinu, eu vreau să îți prezint cadourile pe care ți le-am oferit din partea firmei Transilvania. Este un fotoliu. Nu știu de ce am senzația că ți-l vor lua copiii. Așa am eu impresia că le-ar sta bine la fetițe acest fotoliu, dar tu poți să-ți oprești această piesă de mobilier foarte bună pentru sacou, pentru palton sau pardisiu, pentru a arunca repede ceva care să nu stea pe marginea unui fotoliu sau a unei canapele, ci să stea pe o piesă de mobilier. Eu am în casă așa ceva, dar nu atât de frumos. Așa că este perfect pentru dorințele mele ceea ce primesc de la voi și vă mulțumesc din tot sufletul. Mă bucur. O să vină imediat o fată frumoasă care îți va aduce un tort și mai frumos de la Tip Top. Te rog să vii cu mine. Uite ce tort frumos avem, cu motive populare, cu un ștergar, cu un ulcior și o ie. Vă mulțumesc mult și aștept să gustăm împreună din tortul pe care ni l-ați pregătit. Cu mare drag. Mulțumim, Ramona. Cu mare drag. Mulțumesc, fată frumoasă. Mulțumesc, Tip Top. Dinu, dragă, eu te invit acum în mijlocul platoului și vreau să declar că mi-a făcut o plăcere deosebită să pot împreună cu echipa și cu publicul din platou să îți oferim șansa de a te prezenta și mai ales să oferim tuturor o emisiune, o ediție de colecție a emisiunilor Opriți Timpul. Îți mulțumesc că ai venit cu grupul Porolisum, îți mulțumesc că ai adus invitați de primă mărime, le mulțumesc tuturor colegilor mei care au avut timp și dragoste să vină astăzi să fie alături de noi. Ție îți doresc multă sănătate și desigur sper să ne reîntâlnim sănătoși pe curând. Până atunci le mulțumesc telespectatorilor noștri pentru atenție, le doresc o duminică plăcută în continuare și le dau întâlnire pe duminica viitoare aici la Național TV. Și acum, Dinu Iancu Sălăjanu împreună cu ansamblul profesionist artistic Porolisum ne vor încânta în încheierea emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție, v-am pupat! Vă mulțumesc și eu! Dragă milelița-n joc, măi, când se leagănă cu foc, măi, păi unde pune ea picior, joacă bine și feciorul, uite așa și la mândra, măi. Unde pune ea picior, joacă bine și feciorul, uite așa și la mândra, măi. E verde busuioc, măi, hai mândruțu, hai la joc, măi, hai să învârtim hora pe loc și învârtita mai cu foc, uite așa și la mândra, măi. Hai să învârtim hora pe loc și învârtita mai cu foc, uite așa și la mândra, măi. Să te joc, măi, pe sumână să te-ntorc, măi, hai să te joc, să fii jucată, că ești cea mai mândră fată, uite așa și la mândra, măi. Hai să te joc, să fii jucată, că ești cea mai mândră fată, uite așa și la mândra, măi.
știe juca, măi. Nu cunoaște dragostea, măi. Cine nu știe sări, nu știe nici a iubi. Uite așa și la mândra, măi. Cine nu știe sări, nu știe nici a iubi. Uite așa și la mândra, măi. Să te joc, măi, să te strâng de la mijloc, măi. Și să spun o vorbă dulce, de la șuc nu m-aș mai duce. Uite așa și la mândra, măi. Că cine nu știe juca, nu cunoaște dragostea. Uite așa și la mândra, măi. Opriți-te!